singurele lucruri reale, singurele lucruri pe care le ducem cu noi până la urmă, sunt propriile noastre sentimente, dragostele noastre, patimile noastre, urile și adversitățile noastre. Mă întreb, noi, la capătul vieții noastre, ce-am lăsat în afară? Bănuiesc că putem lăsa niște sentimente. Mai puțin de ură, într-o câteva de patimi, dar de dragoste mai ales.